Candidata Partidului Social Democrat pentru primăria din Obărșia de Câmp s-a înscris în cursa electorală astăzi. Marinela Dumitrele și-a depus candidatura. Aceasta susține că în comună este nevoie de multe schimbări, dar în primul rând este nevoie de un edil care să înfrunte problemele localnicilor și care să îi sprijine. Bine v-am găsit! Să avem dosarul de candidatură privind candidata a Partidului Social Democrat la comuna Obărșia de Câmp, evident la fața de primar. Eu sper că toată documentația este în regulă. Avem experiența de anul trecut. Rămâne ca dumneavoastră să verificați. Aici, ăsta e momentul. Mulțumim! Succes, da! Sănătate și toate cele bune. Sperăm să fie o campanie decentă. Marinela Dumitrele este oficial candidată la funcția de primar al comunei Obârșa de Câmp. Aceasta a declarat că s-a înscris în cursa electorală cu gândul de a fi lângă oamenii comunității și își dorește să transforme comuna pe care o va reprezenta într-o comună europeană. Mi-am depus candidatura la funcția de primar al comunei Obârșa de Câmp din partea Partidului Social Democrat, pentru că mă interesează bunăstarea cetățenilor și vreau ca în mandatul meu să așez comuna Obârșa de Câmp pe harta comunităților prospere. La depunerea candidaturii a fost prezent și președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, senatorul PSD Liviu Mazilu, dar și deputatul PSD Alin Chirilă. Aladin Georgescu a transmis de asemenea un mesaj de susținere și sprijin, asigurând-o de toate bunele sale intenții pentru a continua împreună să conducă județul Mehedinți pe drumul cel bun. Am depus astăzi candidatura doamnei Marinela Dumitrele la funcția de primar al comunei Obârșa de Câmp din partea organizației PSD Mehedinți. Este o candidatură care pe noi ne responsabilizează, tocmai de aceea mare parte din cei care suntem în conducerea județeană a organizației PSD Mehedinți am venit astăzi să o susținem pe doamna Marinela, pentru că pe noi ne interesează ce se întâmplă în fiecare comună a județului nostru și evident că ne interesează cu atât mai mult acum Obârșia de Câmp, pentru că în această comună sunt multe lucruri de făcut și am convingerea că împreună cu Marinela Dumitrele, eu ca președinte al Consiliului Județean Mehedinți și împreună cu ceilalți colegi ai noștri din PSD Mehedinți, vom schimba lucrurile în bine în această comună în scurt timp. Am convingerea că și locuitorii comunei Obârșia de Câmp vor veni în număr mare la vot, vor avea încredere în dumnea ei și vor acorda votul. Este o ocazie unică pe care o au acum ca pentru următorii 3 ani și jumătate să aibă o femeie, un bun gospodar în calitatea de primar al comunei Obârșa de Câmp. Succes, Marina! Locuitorii comunei își pun toată încrederea în candidatul din partea Partidului Social Democrat și o vor susține la alegerile ce vor avea loc pe data de 27 iunie. La vot. Cum să nu, fata mea? O susțineți pe doamna? Credeți că va face față? Da, chiar dorim din partea mea să dea Dumnezeu și Maica Domnului să câștige. Ce dacă e de fața bisericii, să dea Dumnezeu, să ajute Dumnezeu, că e o femeie de nota 10. Nu când a fost, că acum candidează. Eu o cunosc de când a venit o bursie asta. Bineînțeles că am susținut-o și data trecută la vot și acum o susținem și mergem în continuare tot pe mâna ei. Partidul Social Democrat a demonstrat că știe să facă administrație publică în folosul cetățenilor, iar candidata social-democrată va avea cu siguranță un plus la aceste alegeri, fiind susținută și de conducerea județeană.